România rămâne țara cu cele mai multe victime în accidente rutiere din Uniunea Europeană, arată ultimele date publicate de Eurostat. Rata de mortalitate ajunge aproape la 100 de decese la un milion de locuitori. Nici la nivelul județului Mehedin situația nu este una bună. În ultimele 24 de ore au avut loc 5 accidente rutiere, soldate cu pagube materiale însemnate și pierderi de vieți omenești. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața sau sunt răniți grav în accidente pe șoselele din Uniunea Europeană. Mașini parcate la voia întâmplării pe lângă trecerile de pietoni, șoferi neatenți care uită să respecte regulile, toate pot provoca accidente la orice pas. În nici 24 de ore în județul Mehedinți au avut loc 5 accidente rutiere soldate cu victime, pagube materiale însemnate, cât și pierderi de vieți omenești. În cursul zilei de azi, un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o ambulanță SMUR la un accident rutier în care un pieton a fost acroșat de un autoturism la intersecția străzilor Calonfirescu cu Smârdan. Când ridicară oamenii de jos. Nu ați văzut ce s-a întâmplat? Nu, când adun el. Deci numai când îl ridicară băieții și îl pusără. Oricum nu mai putea să vorbească, nu mai... E jale, ne omoară pe trecere de pietoni. Victima, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a fost evaluată medical de către paramedicii SMURD, însă a refuzat transportul la spital. În cursul zilei de astăzi, un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o ambulanță SMURD la un accident rutier în care un pieton a fost acroșat de un autoturism la intersecția străzilor Calonfirescu și Smârdan. Victima, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a fost evaluată medical de către paramedicii SMURD, însă a refuzat transportul la spital. Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 numărul accidentelor rutiere fatale să fie de două ori mai mic decât nivelul din prezent. În ultimul deceniu, numărul accidentelor fatale a scăzut cu 36% în spațiul UE.